seara, doamnelor, domnilor, eu sunt Elena Guțu, urmăriți din nou emisiunea Obiectiv Comun. Revenim în casele dumneavoastră și discutăm astăzi despre una dintre cele mai mari preocupări ale momentului. Valul 4 al pandemiei, de temut în întreaga lume din cauza formelor noi de SARS-CoV-2, ia amploare pe continentul european, deci inclusiv și în Republica Moldova. În perioada de vară, un mic moment de respiro pentru sistemele de sănătate, s-a încercat fortificarea campaniilor de vaccinare. A fost reiterată importanța comportamentului public, dar și a măsurilor epidemiologice. Dar istoria ieșirii din pandemie rămâne încă a fi departe, mai ales din cauza variantelor mutante, spun experții în sănătate. Cât de rezilienți suntem în fața valului 4 al pandemiei de COVID-19? Ce lecții au avut de învățat sistemele de sănătate până acum și care sunt prognozele pentru perioada următoare? Ne întrebăm cu ce scenarii ne apropiem de sezonul rece, care sunt resursele spitalicești, paturi, dispozitive medicale, secții de terapie intensivă, dar și resurse umane. Discutăm despre toate, dar după câteva declarații. Cifrele și situația pandemică se înrăutățește și aceasta este o realitate care se întâmplă peste tot în Europa. Acest val este legat inclusiv de creșterea sezonieră care va veni toamna. Noi trebuie să fim pregătiți, dar în același timp oamenii nu trebuie să întâlnească diferite bariere care le fac viața mult mai grea. Statisticile sunt îngrijorătoare și specialiștii ne spun că vor crește cazurile de noi infectări în perioada imediat următoare. Este adevărat că depunem eforturi pentru a asigura la necesitate toată asistența medicală cu rezervarea spațiilor medicale, cu activarea graduală a altor secții și spitale pentru pacienții cu forme grave și critice. Deci asigurăm și suplinim rezervele de echipamente, de protecție, medicamente și alte consumabile. Avem consultări și discuții zilnice cu managerii instituțiilor medico-sanitare publice. Pandemia nu a trecut. În continuare avem o creștere a numărului de cazuri, avem o creștere a numărului de infecții generate de varianta Delta. Foarte probabil că în perioada următoare vom avea o creștere a acestor cazuri și va deveni dominantă, ceea ce înseamnă un risc mai mare de creștere exponențială. Ca atare, fac apel către noi toți care nu suntem încă vaccinați, către cei vulnerabili, către cei vârstnici, către cei cu afecțiuni cronice, să decidă în favoarea vaccinării prin adresarea către centrele de vaccinare. În momentul de față, procesul de vaccinare este foarte simplu, accesibilitatea este cât se poate de ridicată, venim cu echipe mobile, atât în rural, avem centre de vaccinare fixe active, se vaccinează la medicul de familie, se vaccinează în unitățile sanitare. În teorie, în măsura în care va crește rata de vaccinare, în măsura în care avem deja în jur de 40-50% populație protejată, fie prin vaccinare, fie prin boală, în toate zonele, nu ar trebui să fie un val care să pună din nou probleme din punct de vedere al severității, ceea ce implică spitalizare și așa mai departe. Dar totul, repet, depinde de modalitatea în care și noi respectăm niște măsuri, pentru că trebuie să vă spun, deja se vede efectul litoralului românesc, în care nu sunt aplicate și respectate măsurile. Acolo este cu predilecție populație nevaccinată. Aceste cifre pe care le vedem și pe care domnul președinte Gheorghiță le-a arătat vin și susțin această ipoteză că ar trebui să nu fie un val foarte, foarte serios, să fie cu un număr mai mic de cazuri, dar încurajând foarte mult vaccinarea. Vaccinare.
Delta continues to outpace our collective response. And within each country, hotspots of hospitalization and death are where there are low levels of vaccination and limited public health measures. We do have solutions to the challenges of Delta and current variants. That's why the Strategic Preparedness and Response Plan urgently needs an additional $1 billion dollars. And in addition, under a multi-agency funding ask, the ACT Accelerator launched a $7.7 billion dollars appeal. The aim is to rapidly scale up testing, oxygen supplies, treatments, vaccines, protective equipment for health workers, and enhance research and development into the next generation of health tools. The virus is evolving, and it's not in the best interests of leaders just to focus on narrow nationalistic goals when we live in an interconnected world and the virus is mutating quickly. In fact, strong national leadership would be to fully commit to vaccine equity and global solidarity, which would save lives and slow variants down. Încercăm să punctăm strategiile din sănătate în fața valului 4 al pandemiei. Alături de invitații din această seară, salutăm prezența în studio a doamnei Svetlana Nicolaescu, secretar de stat responsabil în domeniul sănătății publice, Ministerul Sănătății. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și îl salutăm pe domnul Marcel Abraș, prorector probleme sociale, Universitatea de Stat și Farmacie Nicolae Testimițanu. Bună, bună seara, seara și bine ați revenit! Așadar, stimați invitați, ca un efect de domino, pare irreversibil și de inevitat acest val 4 pentru fiecare stat, poate cu amplitudine mai mare sau mai mică, în dependență de campania de vaccinare pe care a demarat-o, evident, autoritățile fiecărui stat. Chiar în cel mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății, bilanțul mondial al cazurilor de COVID ajunge deja la 4,4 milioane. Totuși avem în spate cele trei valuri de gestionare ale pandemiei și statele lumii sunt, după cum am menționat, în pregătiri pentru valul 4. Pentru noi, acest val 4, dar și pentru întreg continentul, evident, generat de extinderea acestor tulpini, Delta, Delta Plus, dar să încercăm să reiterăm cu ce lecții pornim, de fapt, la această etapă, doamna Nicolaescu, cu ce lecții pentru sistemul de sănătate, practic, încercăm să luptăm și cu acest nou val. Este adevărat și toate cifrele care înregistrăm astăzi ne demonstrează că suntem în fața unui risc iminent de a urmări o creștere în perioada imediat următoare a cazurilor noi. Deci suntem deja câteva săptămâni consecutive într-o creștere continuă. Chiar cifrele care au fost prezentate astăzi în cadrul Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică ne demonstrează că numărul mediu de cazuri a depășit valoarea de 100 la 100.000 de populație, da? Ceea ce înseamnă că suntem într-o alertă mult mai înaltă, dar diferența majoră a situației la ziua de astăzi, atunci când suntem în fața unei noi creșteri a cazurilor prin infecție cu COVID, este că astăzi avem la dispoziție o nouă armă, ceea ce nu era anterior. Atunci când pentru prima dată ne-am întâlnit cu această infecție și în toate creșterile sau valurile anterioare. Mă refer aici, evident, că la posibilitatea de a se vaccina și deja evidențele acumulate pe parcursul de când au apărut primele vaccinuri demonstrează foarte ferm că vaccinurile protejează. Și aici să fie foarte clar pentru toată populația. Vaccinul protejează de formele grave severe, protejează de spitalizări și protejează de decese. Faptul că administrăm vaccin nu exclude totalmente că persoana poate face boală, da, sau se poate infecta, mai bine zis, cu virusul, însă această întâlnire dintre virus și organismul uman este mult mai legeră și organismul mult mai ușor suportă. Deci, accentul major pe care trebuie astăzi să-l punem în față și ceea ce promovează de fapt
nu doar autoritățile din sănătate, dar și toate autoritățile în Republica Moldova și trebuie să fie și de societate promovat, este vaccinarea. Pentru că acest lucru ne poate semnificativ schimba evoluția în fața care suntem. Comunitatea științifică, comunitatea medicală vorbește despre faptul că acest val 4 ar fi un val al nevaccinaților. Cât de argumentată este, domnule Abraș, această opinie? Consider că este adevărat și chiar și ultimele date pe care noi le avem, inclusiv în Republica Moldova, este faptul că 90% de cei care fac boală sunt persoanele nevaccinate și anume și ei le fac acele forme grave de care a fost menționat anterior. Pe când persoanele care sunt vaccinate fac niște forme mult mai ușoare și sunt limitați de cele reacții grave ale patologiei respective, ceea ce privește decesul, intubarea, formele severe cu niște pneumonii care necesită foarte multe investiții, foarte mult tratament în a le fi scoase din această stare. Vreau să zic că lumea științifică se expune în permanență și noi ne confruntăm cu patologii care nu au fost cunoscute anterior, de aceea acele acțiuni care se întreprind în etapa actuală de a-l studia în continuu a demonstrat că doar vaccinarea este cea mai bună soluție la etapa actuală și toate celelalte sunt doar niște forme de a-l scoate dintr-o stare gravă, dar vaccinarea este etapa care noi putem să reducem la minimal acea rată de infectare care poate fi întâlnită. Despre vaccinare, în Republica Moldova a început la începutul lunii martie, pe 2 martie, până în prezent Republica Moldova, dacă nu greșesc sau sunt date actualizate, e sub 25%. Evident, este o rată care încă nu ne permite să ne protejăm suficient în fața valului 4. În același timp ne întrebăm, doamna Nicolaescu, care sunt vaccinurile care sunt astăzi disponibile în Republica Moldova și vă rugăm să ne spuneți ce producători, de fapt. Da, menționați un lucru foarte important. De fapt, Republica Moldova a fost prima țară din regiunea europeană care a primit vaccinul inclusiv prin mecanismul COVAX. Deci noi am demarat această campanie relativ timpuriu. Vreau să vă spun că anumite state, nici la ziua de astăzi, bine, vorbesc de nivel mondial, da? Nici la ziua de astăzi nu au demarat campaniile. Aici trebuie să menționăm eforturile foarte importante care au fost depuse de autorități de a pune la dispoziție vaccin. Și cu adevărat, astăzi în Republica Moldova avem disponibile mai multe tipuri de vaccin. Toate acestea sunt înregistrate, sunt eficiente, da? Sunt vaccinuri autorizate. Noi avem vaccinuri inclusiv care se administrează într-o singură doză. Da? Noi avem vaccinuri care o parte din acestea au fost recepționate de țară ca și donații și aici, din nou, am beneficiat de mai mulți parteneri care au răspuns apelul Republicii Moldova atunci când era foarte dificil să obții vaccinuri și să asiguri că populația are acces la această soluție. Astăzi, în Republica Moldova, noi nu vorbim de careva probleme referitor la acces la vaccin. Da? Deci, practic, în fiecare punct de vaccinare care sunt în fiecare localitate din Republica Moldova, avem vaccinuri disponibile. Important este populația să bine, și cunoaște, la sigur că cunoaște, pentru că se vorbește foarte mult. Important este să utilizăm în mod corect, mă refer aici la faptul că astăzi suntem la o distanță foarte redusă de începerea noului an școlar. Și noi astăzi încă nu putem spune cu certitudine că toți copiii vor face școală în condiții absolut sigure. Și ne-am dorit foarte mult acest lucru, dar acest lucru este posibil doar atunci când angajații sistemului educațional
vor conștientiza cu toții importanța acestui lucru și vor asigura, de fapt, protecția copiilor. Aici mă refer și la părinți, pentru că foarte mult siguranța unui copil și riscul minimal copilului de a face boală, de a se întâlni, de a fi infectat, este atunci când maturii cu care contactează copilul cel mai des sunt vaccinați. Aici, ceea ce trebuie să înțelegem cu toții, noi, adulții, fiind eligibili pentru vaccinare, putem asigura și protecția copiilor. Mai ales că acest val 4 vine cu noile forme, Delta, care plasează populația tânără și nemijlociți și copiii în această categorie de risc. Dacă anterior era situația altfel, persoanele mai vulnerabile erau seniorii, cumva. În același timp, doamna Nicolaescu, care sunt acele zone din Republica Moldova, dacă există o contorizare în acest sens, în care procesul de vaccinare se observă a fi mult mai amplificat și invers, mai pasiv? Și de ce? Care ar fi motivele? Ar fi doar motive de convingere într-un fel al populației? Da, noi dispunem de aceste date și evident că urmărim și progresul cum derulează campania de vaccinare atât în, la nivel național cât și pe anumite teritorii. Rata cea mai înaltă care o înregistrăm astăzi este în municipiul Chișinău. Vorbim de o acoperire vaccinală de aproape 30% din populația municipiului. Deja au beneficiat de această soluție și au administrat vaccinul. În același timp avem anumite teritorii unde rata în continuare este mai redusă decât media care o înregistrăm în Republica Moldova, da? Și în special aici sunt teritoriile din Găgăuze, acele raioane adiacente, dar și în Transnistria se urmărește un tempo mai lent de acoperire cu vaccin. Deci populația așa aici. Aspecte sunt diferite, da? Inclusiv modalitatea în care au fost inițiate aceste campanii și din start cu ce mesaje s-au venit către populație. Practic, Chișinăul deține întâietatea în acest sens. Un cuvânt de spus, evident, l-a avut și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. S-au găzduit mai multe maratoane, inclusiv cu implicarea studenților și eforturilor celor din cadrul universității. Domnule Abraș, în caz de necesitate, cum se vor implica neapărat în acest nou val, în acest nou scenariu, nemijlocit și studenții, dar și medicii rezidenți din ultimii ani ai universității? Noi în cadrul universității avem un potențial, eu consider, că unul mare în ce privește resursele umane. Mă bucur foarte mult că avem un minister activ la etapa actuală, Ministerul Sănătății, în care sigur că vom lucra foarte, consider eu, bine, în cazul când va fi necesar și va fi anumite indicații din partea Ministerului de a organiza iarăși acțiuni în ce privește pandemia COVID-19. Și anterior, atunci când a fost deschis acel prim centru COVID la Moldexpo, anume studenții noștri și rezidenții au fost cei de primă linie care s-au implicat activ în a acorda asistență medicală. Ulterior, atunci când a fost necesar de a mediatiza și de a informa populația privind importanța purtării măștilor, vaccinării, au fost studenții noștri, Asociația Studenților și Rezidenților care au mers în raioanele și în satele Republicii Moldova pentru a informa populația, ulterior acele trei maratoane desfășurate pe timp de vară. Și toate acestea, sigur că noi, universitatea, ne-am dorit foarte mult ca să avem o populație sănătoasă și cel mai important este să începem un proces de studii offline din 1 septembrie, pentru că instruirea, atât în școli cât și în universități, este bine să petreacă nu online, nu în fața calculatorului, dar în mijlocită apropiere, de exemplu, Universitatea de Medicină cu profesorul, pacientul, în așa fel de a putea pregăti cadre medicale bine specializate pentru populația Republicii Moldova. Despre exercițiul rezilienței în sănătate pe care îl impune valul 4 al pandemiei pentru sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, dar prin exemplul Marii Britanii, una dintre cele mai avansate țări în campania de vaccinare, dar iată care se luptă și ea cu valul 4 de câteva luni. Continuăm discuția cu domnul Tudor Toma, medic pneumolog Londra, profesor asociat USMF. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Domnule Toma, mulțumim că ne sunteți alături. Așadar, nu o singură dată am discutat despre faptul că pandemia continuă să testeze limitele sistemelor de sănătate din lume. Marea Britanie se confruntă și cu o creștere în această vară. Cât de mult, vă întrebăm, a limitat dimensiunile acestui val, val 4, acoperirea vaccinală pe care o deține regatul britanic și la care, evident, suntem informați, conștienți că este un fel de exemplu, campion. Așa este. În Marea Britanie s-au vaccinat foarte multe persoane, aproape 85% din totalul adulților sunt vaccinați, cel puțin cu o primă doză. Și acest lucru îl vedem în spital, pentru că noi în spital astăzi nu avem același număr de pacienți pe care îl aveam în ianuarie sau în februarie, când era aceeași incidență a bolii, când se testau la fel de multe cazuri pozitive, iar profilul acestor pacienți pe care îi avem în spital este diferit. În spital, marea majoritate a celor internați sunt ori nevaccinați, ori care au o singură doză de vaccin, la care vaccinul nu a reușit deocamdată să acum ofere protecție, și mai este un număr foarte mic de pacienți care au ambele doze de vaccin, dar au comorbidități semnificative. Vaccinarea cu schemă completă este eficientă? S-a vorbit și în cazul noilor tulpini, mai ales în ceea ce privește, ajută persoanele să nu facă formele grave. S-au efectuat mai multe studii, inclusiv unele de către Serviciul de Sănătate Publică din Marea Britanie. În Marea Britanie s-a decis să fie vaccinați în proporție de 85-90% vârstnicei. Dar Delta, domnule Toma, face ravagii în rândul populației tinere și vă întrebăm dacă în această perioadă au fost centrate anumite acțiuni în ceea ce privește protecția acestora, odată ce a revenit în grupul de risc a acestei tulpini, Delta, Delta Plus. Pacienții tineri sunt mai afectați în momentul de față, pentru că din rândul lor proporția celor nevaccinați este cea mai mare, iar guvernul, autoritățile din Marea Britanie au făcut tot posibilul ca să vaccineze cât mai mulți dintre acești tineri. Deci aceasta a fost cea mai importantă măsură. S-a întârziat chiar ridicarea măsurilor de lockdown tocmai pentru a avea timp de a vaccina aceste persoane tinere. În altă ordine de idei, măsurile de restricție care erau acum 2-3 luni, acum au fost ridicate, dar recomandarea atât a noastră a medicilor cât și a celor din guvern este de a se păstra anumite măsuri la nivel individual, de a se purta mască în continuare în zonele aglomerate, pentru că, vedeți, și densitatea populației și densitatea acestor interacțiuni sociale este foarte importantă. Una este să fii într-un sat în România, să zicem, unde densitatea și interacțiunile sunt mult, mult mai reduse decât în metroul aglomerat din Londra, unde te întâlnești cu foarte multe persoane și riscul de a lua virusul este foarte mare. Deci vaccinul este imperativ și în acest val, dar să revenim la schemele de tratament. Din observațiile comunității medicale din Marea Britanie, ce scheme de tratament se folosesc acum împotriva acestor tulpini? Vorbim despre aceleași scheme folosite anterior sau deja poate sunt aplicate și scheme tratamente experimentale, inovative? În Marea Britanie se aplică practic același tratament care se aplică și la Chișinău. I-am ascultat pe colegii care sunt în studio și știu ce tratamente sunt, deci nu este nimic deosebit. Au fost câteva studii și a fost chiar zilele acestea aprobat un nou tratament pe baza anticorpilor monoclonali specifici construiți pentru a limita severitatea la pacienții la care nu apare un răspuns imun. Dar tratamentul atât pentru varianta Delta cât și pentru variantele anterioare este același, are la bază un tratament cu steroizi și un tratament cu medicamente antivirale plus tratamentul de susținere care este important. Însă cel mai important este să nu se ajungă în spital și singurul tratament sau intervenție care poate să prevină această spitalizare este vaccinarea, este vaccinul.
Domnule Toma, vă mulțumim frumos pentru această intervenție și disponibilitatea de a ne fi alături. Mulțumim, multă sănătate, gânduri bune. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. La revedere. Stimați invitați, cumva discuția noastră până acum s-a centrat într-adevăr pe prevenție și pe încercarea de a promova și mai mult campania de vaccinare, dar odată ce se ajunge în spital, aceeași întrebare pe care i-am oferit-o domnului Toma, cu referire la schemele de tratament. Republica Moldova, chiar de la începutul pandemiei, a făcut parte din circuitul țărilor care a aplicat mai multe tratamente experimentale, nemijlocit chiar și cel cu anticorpi. La etapa actuală, ce scheme de tratament sunt folosite? Sunt folosite aceleași scheme incluse în protocolul provizoriu național sau au apărut între timp și altele mai inovative în acest sens, odată ce și virusul a mutat? Da. În acest sens, Republica Moldova nu există careva diferențe majore față de schemele de tratament aplicate în alte țări. Așa cum a menționat și colegul din Marea Britanie, da, odată ce apar noi evidențe și se acumulează suficiente dovezi științifice privind revizuirea anumitor scheme terapeutice, exact așa procedează și Republica Moldova. Și, de fapt, exact acum suntem în procesul de revizuirea protocolului clinic, care a fost inițiat acum ceva zile înainte și, de fapt, ceea ce urmărim ca în săptămâna curentă să aprobăm un protocol clinic revizuit și modificările esențiale vor fi inclusiv reieșind din disponibilitatea la moment a schemelor care și-au demonstrat eficiență, inclusiv pentru tulpina Delta, dar și anumite prevederi referitor la vaccinarea și persoanele vaccinate, da? Și cum trebuie să se comporte acestea atunci când se întâlnesc sau au fost în contact cu o persoană care a făcut boală. Ceea ce vedem astăzi, odată cu creșterea numărului de cazuri, și deoarece acoperirea de vaccinală rămâne sub acele ținte pe care din start și le-a propus și Ministerul Sănătății și alte autorități, cu regret avem foarte multe cazuri grave care necesită terapie intensivă. Și vreau să vă spun că la nivelul Ministerului Sănătății, practic în fiecare săptămână, suntem în situație când ajungem la etapa că trebuie să extindem fondul de paturi. Deci suntem în situație când implicăm în această rețea a spitalelor care oferă asistență pacienților cu COVID tot mai multe instituții medicale. Și dacă o perioadă care a fost marcată de o acalmie relativă, medicii au avut posibilitatea să acorde atenție tuturor pacienților care sunt, pe care avem în populație cu boli cronice, da, cu cazuri acute de infarct miocardic acut și alte stări clinice inclusiv critice. Actualmente, din nou, majoritatea paturilor se reprofilează și tot efortul, toate resursa, rezervă de resursă care avem în sistemul de sănătate, din nou se centrează pe pacienții COVID, ceea ce impune la risc persoanele care la fel au nevoie de care asistență medicală. Care au alte medicală, afecțiuni. Care da. Au alte afecțiuni, da. De aceea, din nou, apelul este și trebuie să conștientizăm că cazul în care dorim să prevenim cel puțin cazuri grave și cazuri care necesită internare, vaccinul este absolut eficient pentru prevenirea acestor cazuri. Doamna Nicolescu, ați adus în discuție estimările. În valul 2, dacă ne amintim, estimările autorităților au fost în cel mai pesimist caz la început circa 500 de persoane infectate în fiecare zi. S-a ajuns la 2000. În acest val, cumva, chiar și săptămâna trecută urmărim această creștere. Am avut și sub 500 de mii și 300 și în acest sens, care ar fi cel mai pesimist scenariu și cât de pregătiți suntem dacă și în acest caz acesta se va dubla?
Da, anumite prognoze sau modelări care să ne permită să prognozăm evoluția procesului epidemiologic, evident că se realizează. Aceste modele includ diverse variabile și foarte mult depinde de în ce măsură populația respectă regulile care sunt recomandate. Mă refer aici în special la cerința de a purta mască de protecție în spațiile închise, acolo unde nu se respectă distanța fizică, inclusiv în spațiile deschise unde există aglomerarea de persoane. Foarte mult depinde de cât de mult reușim să construim acest zid de protecție sub formă de persoane imunizate și un număr suficient de persoane imunizate în populație, dar modele care au fost aplicate astăzi ne dau o cifră de până la 1000 de cazuri noi pe zi către luna octombrie. Da? Deci, cu adevărat, dacă luăm în calcul toate măsurile disponibile și nivelul de respectarea acestora, prognozele nu sunt foarte optimiste, dar noi suntem în stare să le influențăm. Și modalitatea prin care putem influența, cazul în care accelerăm ritmul de vaccinare, atunci și acest efort asupra sistemului de sănătate va fi redus. De ritmul de vaccinare, evident, depinde și presiunea asupra sistemului. 1000 de cazuri către luna octombrie. În același timp, proiectând cumva acest cel mai, să presupunem, cel mai pesimist tablou, s-a început deja o centralizare, o contorizare a numărului de paturi, resurse umane, echipamente disponibile, materiale consumabile în acest sens? De fapt, menționați acele activități care zilnic se realizează în cadrul Ministerului Sănătății cu o reevaluare a gradului de pregătire atât a instituțiilor medicale, și aici ne referim și la resursele umane și la resursele disponibile în secțiile de terapie intensivă. Actualmente, sistemul medical este pregătit în fața acestui val, dar trebuie să fim foarte conștienți că odată ce crește numărul de cazuri, este mult mai dificil de a asigura acest traseu care să fie foarte ușor și pentru persoanele care necesită asistența respectivă și inclusiv din considerentul unui număr limitat și de personal medical pe care îl avem astăzi. Și să nu uităm că lucrătorii medicali sunt epuizați prin experiențele prin care deja au trecut, și atunci revenim la mesajele că este mult mai ușor să prevenim. Da? Dar aveți perfectă dreptate, este foarte important să fim pregătiți și cu resursa mobilizată. În acest scenariu, 1000 de persoane către luna octombrie, domnule Abraș, la această etapă pot fi deja detașați, mobilizați studenții USMF în ceea ce privește medici, specialiști, terapie intensivă în ultimii ani sau implicarea prin acțiuni de voluntariat sau oricare alt scenariu posibil în acest sens? Cifra de 1000 care a fost expusă nu este o cifră exactă și nu cred că ar fi cazul toată lumea să o iei ca bază că ce se va întâmpla în octombrie. Noi sperăm foarte mult să ne ajungem la cifra respectivă, pentru că acțiunile care probabil că vor fi, care sunt întreprinse la etapa actuală și care vor fi întreprinse în imediat apropiere, vaccinarea, măsurile acestea de protecție, nu va da posibil ca să se ducă la un număr așa de mare. Totodată vreau să zic că marea majoritate dar toți rezidenții noștri deja se află în clinică, la diferite specialități, și ei desfășoară act medical împreună cu colegii seniori. Cadrele profesoral-didactice sunt și ei o mare parte cei care duc o asistență medicală curativă, duc pacienți în clinici, adică fiecare din noi suntem prezenți și în clinică, pe lângă componenta didactică care o prestăm. Deci, sigur că suntem gata, cum am fost și până la etapa actuală, cum ne-am respectat acele atribuții de servicii până la etapa actuală și în continuare să le facem, pentru ca și cu eforturile noastre să putem micșora din partea negativă care o poate duce acest val și această pandemie COVID-19. Că
că e forma Delta, că e forma Alpha, care vor fi ele, sunt foarte multe forme. Noi, sistemul medical, trebuie să fim tot timpul pregătiți pentru toate formele și pentru toate patologiile care sunt, ca și care vor apărea. În cazul și în situația în care în perioada următoare, într-adevăr, ne apropiem de sezonul rece, dar și mai mult de anul școlar, cumva și atenția este către copii și către populația tânără, se cere și o cuantificare, rectificare în ceea ce privește secțiile de terapie inclusiv pentru copii sau personalul medical detașat pentru secțiile de pediatrie. Este și în atenție acest aspect? Absolut, și de fapt ceea ce se urmărește actualmente, odată cu mutarea virusului și apariția acestor noi tulpini, s-a majorat, a crescut și numărul cazurilor care se înregistrează și la copii. Noi nu vorbim de forme grave, vorbim de, în mare parte, de forme mele, dar și astăzi avem cazuri care necesită spitalizare. Da? De aceea, în rețeaua aceasta de spitale care oferă asistența persoanelor cu COVID, inclusiv sunt și spitalele cu secții de pediatrie sau spitale pediatrice, da? Ne referim aici și la Institutul Mamei și Copilului, inclusiv și la Spitalul Municipal de Copii, care și astăzi sunt gata și cu regret internează persoanele, inclusiv copiii care necesită spitalizare. În această perioadă nemijlocit, care este forța cu care revine sau rămâne și medicina familie, pentru că și ea este o verigă importantă în ceea ce privește testarea, monitorizarea tuturor celor care se tratează la domiciliu? Ne dăm foarte bine seama că numărul care îl avem astăzi înregistrat și care se află, persoanele care se află la supravegherea medicului de familie, impune presupune un foarte mare efort din partea medicului de familie. Și aici sperăm să venim curând și cu anumite soluții mai inteligente în ajutorul medicului de familie. Mă refer la anumite aplicații mobile care vor permite monitorizarea contactelor, care astăzi este foarte dificil de realizat. Da? Noi ne dăm bine seama că actualmente nu suntem într-o situație unde se limitează sau sunt interzise interacțiunile, da? Nu suntem în perioada de lockdown. Noi încercăm să ducem și o viață socială, deci persoanele interacționează și atunci la apariția de cazuri noi avem un număr relativ mare de contacti care trebuie să fie supravegheați pentru o anumită perioadă. Și atunci această povară asupra medicului de familie este practic una ireală să fie realizată într-un mod eficient. Ne-am propus către 1 octombrie împreună cu Agenția de Guvernare Electronică să elaborăm o aplicație mobilă care va facilita acest proces și va permite supravegherea și monitorizarea contactelor, practic folosind soluții inteligente și să scădem un pic din povara asupra medicinii de familie. Încercăm să conturăm și într-adevăr soluții, dar și poate din alte realități. De exemplu, și România este în toiul unor pregătiri intense pentru valul al patrulea de infectări cu noul coronavirus. Ministrul Sănătății i-a cerut o centralizare a paturilor libere din spitale, inclusiv cele de la terapie intensivă, chiar și în ceea ce privește cele dedicate copiilor, având în vedere că tulpina Delta afectează într-un număr mai mare, după cum am menționat, copiii și populația tânără, comparativ cu variantele dominante din valurile anterioare. Dar despre dimensiunile valului 4 în România, dar și scenariile de acțiune pentru sănătate, continuăm discuția cu Beatrice Mahler, manager Institutul Marius Nasta din București. Bună seara! Bună seara! Doamna doctor, pentru început vă întrebăm de fapt cât de departe este sau cât de aproape este intrarea României în acest val al patrulea al pandemiei, provocat în mare parte de extinderea tulpinilor mutante.
De câteva săptămâni observăm în România o creștere a numărului de cazuri de la o săptămână la alta. Aș spune că e o creștere destul de importantă, o creștere care pornește însă de la un nivel foarte scăzut al cazurilor SARS-CoV-2 diagnosticate și a numărului de pacienți internați în spital, inclusiv în terapie intensivă. Ceea ce face ca în acest moment, după câteva săptămâni de evoluție, să stăm încă bine și să nu avem o presiune crescută a pacienților sau a cazurilor care sunt diagnosticate în acest moment asupra sistemului de sănătate. Cel puțin la Institutul Marius Nasta, secția COVID este la o capacitate de 30% ocupată. Sigur, nu suntem un spital de boli infecțioase, avem și alte patologie respiratorie internată, dar de o săptămână, aproximativ de 10 zile, au început să se interneze și la noi pacienții cu COVID. Situația este un pic mai dificilă în secțiile de terapie intensivă, unde și numărul de paturi este mai mic, dar și formele care ajung în spital și necesită asistență sunt severe și aici paturile se ocupă mult mai ușor și pot să spun că cel puțin în acest moment la Marius Nasta avem în această dimineață un singur pat liber, un pat care probabil va fi ocupat în următoarele ore. Și din perspectiva comunității medicale, observațiilor medicale, cu ce complicații vin aceste tulpini mutante în gestionarea crizei provocate de COVID, ținând cont de faptul că este mai contagioasă, provoacă forme severe mai grave, ne referim la Delta? În acest moment nu avem o bază statistică sau o evidență a cazurilor care au trecut prin infecția cu varianta Delta, ca să putem spune pacienții care au trecut prin infecția Delta au un anumit tip de complicații. De regulă, pacientul cu boală COVID dezvoltă o paletă variată de complicații, complicații pe care nu le-am văzut, aș putea spune eu, cel puțin în cariera mea de medic, niciodată adunate sau ca și complicații posibile a unei singure afecțiuni, pentru că afectarea vasculară pe care deja o cunoaștem cu toții ca fiind posibilă în infecția SARS-CoV-2 ca o etapă secundară de evoluție, știm că poate să dea un tablou extrem de variat și se combină de cele mai multe ori la pacienții internați în secție, și mă refer aici la Marius Nasta, cu complicațiile pulmonare pe care le are. Este o boală despre care cred eu că avem încă foarte multe de învățat. Este o boală despre care nu știm foarte multe din ceea ce înseamnă sindromul long COVID, mai ales de asocierea patologiei organice pe care o vedem cu toți și este obiectivă, cu impactul emoțional și anxietatea aferentă trecerii prin această afecțiune. În același timp, ținând cont de aceste complicații, putem menționa că și provocările vor fi similare celor din valorile anterioare, ne referim la presiunea asupra sistemului de sănătate, locuri limitate la terapie intensivă, sau tabloul ar putea fi diferit? Cred că presiunea pe zona de terapie intensivă o vom resimți cu toții, pe de o parte pentru că cel puțin în România avem un număr mai mic de paturi de terapie intensivă dacă ne comparăm cu Europa de vest. Pe de altă parte, cu siguranță oamenii au prins puțină încredere în managementul acestei afecțiuni la domiciliu și vor sta acasă foarte mult, iar această afecțiune, această insuficiență respiratorie specifică infecției SARS-CoV-2, știm că se numește happy hipoxemia, adică este o scădere a saturației de oxigen pe care pacientul nu întotdeauna o resimte. Și atunci acest lucru face ca prezentarea lui la medic sau solicitarea unui ajutor din partea medicului sau sistemului de sănătate se realizează foarte tardiv. Asta pune oarecum presiune, pentru că în momentul în care pacientul ajunge practic în spital, vine cu o formă de insuficiență respiratorie severă și complicații extrem de multe. Sigur, vom trece prin această perioadă, așa cum am trecut și prin celelalte. România a făcut pași în pregătirea unor etape de intrare în acest scenariu 4 cu mai multe etape de deschidere a unor secții pentru pacienții COVID. Însă ar fi de dorit ca lumea să înțeleagă că un ajutor real pentru toată lumea, nu doar pentru sistemul de sănătate, pentru ei, în primul rând, ar fi să-și asigure doza de anticorpi
necesară pentru a nu ajunge într-un spital, pentru a nu ajunge într-o secție de terapie intensivă. Așa este, bătălia în prima etapă evident se dă în afara spitalului. Totuși, astăzi chiar s-a anunțat că spitalele din România vor funcționa sub formă mixtă în acest val 4, tratând și pacienții cu COVID și cei cu alte afecțiuni. Ce pârghii oferă această readaptare pentru a asigura serviciile medicale pentru toată lumea, doamna Mahler? Eu cred că este obligatoriu să vedem lucrurile așa, pentru că infecția SARS-CoV-2 va fi de acum înainte cu noi, cred că zeci de ani de zile. Nu cred că lucrurile se vor schimba, sau cel puțin până când nu vom realiza o imunizare eficientă, așa cum am făcut-o în alte afecțiuni infecțioase, nu o să scăpăm de infecția SARS-CoV-2, o imunizare la nivel global. Pe de altă parte, Marius Nasta a avut o experiență în toată această perioadă în care a asigurat asistența și pacientului cu cancer, și pacientului cu tuberculoză, și pacientului din chirurgia toracică. Acest lucru a avut beneficii de ambele părți. Pe de o parte, pacientul, pentru că a avut unde să se adreseze, și cu toate astea, numărul de pacienți care s-au adresat a fost mult mai mic, pentru că pacienților le-a fost frică să vină într-un spital care tratează și infecția SARS-CoV-2. Pe de altă parte, colegii mei care au avut grijă și de pacienții COVID, dar au avut un program de intrare în secția COVID. Într-o lună se ocupau de pacientul COVID, după care două luni reveneau la pacientul cu boală pulmonară, aveau contactul cu afecțiunile pe care le cunoștea. Și atunci fenomenul de burnout care apare odată prin noutate, prin epuizare, prin dificultatea cazurilor din secția COVID, a putut să fie scăzut tocmai prin această varietate a activității la care a avut acces. Cred că acest tip de activitate trebuie să fie diversificat și are beneficii atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Doamna doctor, vă mulțumim frumos pentru informațiile prezentate, pentru viziune și pentru faptul că ați avut disponibilitatea să fiți astăzi alături de TVR Moldova. Mult succes! Mulțumesc și eu! La revedere! Stimați invitații, în această perioadă de la începutul pandemiei până în prezent, statele lumii au cooperat și s-au solidarizat sub diverse forme. Dacă încercăm să ne reamintim, inclusiv și de acel ajutor extern, doamna Nicolaescu s-a cuantificat, contorizat cumva și acel ajutor extern pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova, sau cel puțin care ar fi principalele state partenere în acest sens? Da, cu adevărat, Republica Moldova a beneficiat și continuă să beneficieze de asistența din partea atât a donatorilor, cât și a partenerilor externi. Avem câteva state, un șir de state care fie deja oferit, fie au exprimat disponibilitatea lor de a oferi asistență Republicii Moldova. Un ajutor semnificativ a fost oferit în sensul donării dozilor de vaccinuri, da, și avem mai multe vaccinuri care au fost donate de statele. Evident, partenerul care a manifestat a fost cel mai aproape de Republica Moldova și de ajutorul care am beneficiat cel mai mult a fost România, care în mai multe runde și am avut mai multe donații care au fost livrate către Republica Moldova, și aici cetățenii Republicii Moldova de fapt beneficiază de această solidaritate din partea poporului românesc. Avem și alte state care continuă să pună la dispoziția noastră vaccinuri. Vorbim aici și de Lituania și de Letonia, care la fel au răspuns apelului din partea Republicii Moldova și au donat o anumită cantitate de vaccinuri. Mai avem suport oferit prin alt tip de mecanisme, da? Există un șir de proiecte care au fost extinse anume pentru a acoperi aceste necesități a Republicii Moldova pentru un răspuns la COVID. Mă refer aici și la programele care le implementăm cu suportul Comisiei Europene, Uniunii Europene. Mă refer aici și la suportul pe care îl oferă UNICEF, Organizația Mondială a Sănătății. De fapt, ceea ce este foarte important, să existe o
coordonare corectă dintre toate aceste tipuri de asistență și să fim capabili să valorificăm acele resurse care se pun la dispoziție. În același timp și în cadrul comunităților științifice s-a observat și această cooperare în cadrul universităților, specialiștilor în domeniul, domnule Avraș. Eu vreau să zic că ajutorul din partea României a venit chiar mult mai mult și a fost bazat inițial atunci când toată lumea era confuză, profesorii și comunitatea științifică română împreună cu profesorii din Republica Moldova au elaborat acel prim protocol COVID. Ulterior, pe fiecare specialitate au fost cooptați diferiți specialiști în elaborarea diferitor strategii de tratament a patologiei. Ulterior, chiar România a fost cea care a venit cu un grup mare de specialiști în domeniu care au participat cot la cot cu ai noștri specialiști în diferite instituții medicale care prestau serviciile date, dispozitive medicale. S-au mobilizat foarte mult. Dar eu aș vrea un pic să zic și altceva, pentru că toată emisiunea am vorbit foarte mult despre mobilizarea sistemului de sănătate, despre mobilizarea forțelor, resurselor umane din Republica Moldova. Eu aș vrea ca ascultătorul nostru să înțeleagă un lucru. Resursele care sunt disponibile pentru a combate și a lupta cu această pandemie sunt epuizabile. Și doar mobilizarea sistemului de sănătate, doar mobilizarea medicinii și a medicilor și a personalului medical nu este suficient pentru a combate această patologie. Foarte, foarte important este responsabilitatea tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Pentru că având la etapa actuală doar aproximativ vreo 20% din populație vaccinată, îți dai seama că celelalte 80% nu prea depun efort comun în această luptă grea. Și doar a pune pe umerii Ministerului Sănătății, sistemului de sănătate, această problemă mare, ca să luptăm cu ea, putem să ajungem la un anumit final că nu ajung brații ca să luptăm. Deci ea chiar rog toată lumea, cei care ne ascultă, cei care vorbim cu ei, ca să realizeze importanța vaccinării, importanța măștilor, importanța distanței sociale, că doar așa putem să ajungem la un număr mai mic de cei care se molipsesc. Și în caz contrar, putem să mergem la acest valuri nelimitat, ca ele să fie valul 4, 5 sau nu știu cât va mai fi acolo. Și noi de aceea sperăm foarte mult că ne vom opri. Ne vom opri odată și odată, dar toată aceasta se va face cu responsabilitatea fiecărui din Republica Moldova. Într-adevăr, pentru a nu fi pe cerc până la infinit, încă foarte mulți ani, de comportamentul fiecăruia dintre noi și de atitudinile noastre depinde de această schimbare. Stimați invitați, vă mulțumim pentru prezența în această emisiune. Vă mai așteptăm cu alte ocazii să discutăm nișa despre alte aspecte din sistemul medical și despre această istorie și poveste poate a ieșirii din pandemie. Mulțumim! Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Toate bune. La revedere!